altă tema emisiunii și anume la tema în care răspundem împreună cu doctorul Cristea. O să răspundem la întrebările dumneavoastră, întrebări care au sosit pe atât în timpul emisiunii cât și înainte de emisiune. Întrebări la care încercăm să găsim un răspuns cât mai explicit pentru dumneavoastră. O întrebare de pe pagina Ortokinetic, pacienta Ioana, care ne întreabă cât pot amâna o operație de meniscectomie și ce pot face pentru a ameliora simptomele, a ameliora durerea, eventual pentru a îmbunătăți starea meniscului. Doctorul Crista, ce. Păi, răspunsul ar fi cam în felul următor. Leziunea de menisc sau cea mai mare parte a leziunilor de menisc nu sunt urgențe absolute chirurgicale, adică nu trebuie intervenit operator în ziua producerii sau în ziua următoare producerii evenimentului. Ce poate să facă orice pacient care are un menisc rupt este un tratament minim și obișnuit de combatere al durerii și aplicarea unui tratament cu gheață local, ceva rece, și eventual să înceapă niște proceduri de recuperare medicală. Cât poate amâna, dacă răspunde la tratamentul simptomatic și la recuperarea medicală, cred că nici nu este obligatorie intervenția chirurgicală. Există o singură mențiune. Meniscul se poate rupe în diverse feluri și una dintre tipurile de ruptură îi spunem noi într-un fel, se numește menisc întoartă, ruptură întoartă de coș. Și este o ruptură care apare de obicei la pacienți tineri și implică o mare parte a meniscului cu bucata ruptă care se deplasează în interiorul genunchiului la mișcări, oire și întindere ale lui și care poate să blocheze genunchiul. Și cred că o asemenea ruptură de menisc, întoartă de coș, reprezintă o indicație fermă, clară, din punctul meu de vedere, de intervenție operatorie. Și de preferat, în condițiile în care e o ruptură, de obicei, ce se pretează la sutură meniscală, la coaserea meniscului, e de făcut relativ repede, adică fără să fie o perioadă de timp bătută pe muchie, dar cred că 3 săptămâni, 4 săptămâni ar fi bine dacă pacientul e de acord să facă intervenția chirurgicală, cam asta ar fi intervalul de timp. Cred că leziunea de toartă de coș e o leziune mai problematică pentru turism. Și ca să continui întrebarea pacientei, să încercăm să o lămurim complet, care, așa, din experiența ta, care ar fi durata medie de mărirea unei leziuni de menisc în condițiile unei activități medii? Adică, fără o activitate agresivă, adică să nu lucreze în construcții, să nu lucreze sub presiune, cam în cât timp să se aștepte să apară, să se mărească leziunea, să fie nevoie de intervenție chirurgicală. Dacă vorbim iarăși de o ruptură întoartă de coș, cea pe care am descris-o mai devreme, cel puțin din experiența mea, mi-e greu sau n-am văzut mulți pacienți care să desfășoare o activitate chiar obișnuită normal. Adică e Și în un tip cazul de unei ruptură legiuni. care creează un disconfort destul de mare. Pentru o leziune, pentru restul tipurilor de leziuni, este imposibil de spus cam în cât timp s-ar rerupe sau când ar putea apare o ruptură suplimentară. E mai mult probabil dependentă de tipul de activitate fizică pe care îl desfășoară individul respectiv. Nu cred că există neapărat o limită absolută de timp. Și o să-ți mai adresez o întrebare pe care o primesc frecvent în timpul consultațiilor. Se repară singur meniscul? Niciodată. Sau poate, dacă se vindecă o mică ruptură în zona vascularizată, cum îi zicem noi, probabil că trece nediagnosticată. Adică nu doar îndeajuns de tare și îndeajuns de mult încât pacientul să vină la o consultație, să facă o investigație de genul rezonanței magnetice. Poate există asemenea rupturi foarte mici care nu sunt foarte simptomatice, dar în rest toate rupturile simptomatice nu se repară, chiar dacă nu dor non-stop.
Deci ca și concluzie Nu se repară, trebuie adică nu se să vindecă. știm că exact o leziune de menisc 90% din cazuri nu se vindecă singură și în timp poate să, chiar dacă în primă instanță nu are indicație chirurgicală și răspunde bine la tratamentul conservator, ulterior poate ajunge la necesitatea unei intervenții chirurgicale. Avem o a doua întrebare Posibil. din partea urmăritoarei Raluca. Bună seara, felicitări pentru emisiune, mulțumim mult. Mă bucur că vă putem ajuta cu informații legate de partea de ortopedie. Ne întreabă care ar fi riscurile operației de menisc. Și am să-i răspund, operația de menisc este operație minim invazivă. Asta înseamnă că inciziile sunt de mici dimensiuni, operația este de scurtă durată, deci practic timpul chirurgical este scurtat foarte mult. Lucrurile astea duc într-un final la scăderea foarte mult a riscului de a apărea complicații. Complicațiile care totuși pot apărea sunt complicațiile uzuale, complicații obișnuite a oricărei intervenții chirurgicale, și anume leziuni, poate să apară o complicație tardivă, să zicem, o tromboză, și anume un cheag care poate obtura un vas de sânge. Tot o complicație care poate să fie și relativ imediată și tardivă, este vorba de infecția, dar iarăși vă spun că intervenția fiind minim invazivă, riscul de infecție scade foarte mult. În mare, cam asta ar fi, să zicem, cele mai frecvente complicații care pot apărea în cazul intervenției chirurgicale în general. Repet, în ortopedie, în artroscopie, aceste riscuri sunt diminuate foarte mult. Ionuț, mai avem o întrebare de la pacienta Laura. Bună seara, cam cât durează o operație de menisc? Și dacă există o complicație care poate să apară intraoperator. Cam cât durează variază în funcție de ce se face. Pentru o meniscectomie, adică scoaterea bucățelei rupte sau a bucățelelor rupte, probabil, nu știu, un sfert de oră, 20 de minute. În caz de sutură meniscală, adică atunci când coase meniscul, intervenția se prelungește puțin, nu foarte mult, depinde de câte puncte de sutură pui. Probabil că la fiecare punct de sutură n-ar trebui să dureze mai mult de 5 minute în plus. Da? Greu de spus, 45 de minute. Și cam care ar fi, eu știu, cam câte puncte de sutură se pun așa în medie, cam care este numărul de suturi pe care le facem noi intraoperator? Cred că media ar fi de 2 puncte de sutură. Cred. Cam În principiu se asta pune este unul adevărat. cam la un punct de sutură cam la 1 centimetru. Deci e Un probabil 2 puncte, cam asta centimetru este media. de leziune, un centimetru de leziune meniscală. Da. Și care ar fi complicațiile care pot apărea în timpul operației de meniscectomie, de exemplu, sau sutură meniscală, intraoperatorie? Din punctul meu de vedere, este o intervenție. În principiu, situațiile ar trebui să fie minime sau, după părerea mea, chiar absente. O discuție, cred că mai mult teoretică, ar fi vis-a-vis de sutura meniscală, când se intră cu instrumentar de genul celei pe care l-ai arătat în film și Acela cu intrând care din începe față în meniscul. spate, exact, intrând din față în spate, nu ai un control absolut pe vârful lui, dar cred că este mai mult o complicație teoretică. N-am pățit sau nu s-a întâmplat până în momentul de față vreo problemă legată de această manevră. Dar în rest nu-mi vine în minte nicio complicație serioasă a unei intervenții meniscale în sală, intraoperatorie. În momentul în care lucrăm, creăm un compartiment folosind ser fiziologic. E vreo problemă că se umflă genunchiul, se desumflă repede după operație? Din experiența mea, se umflă repede, într-adevăr, dar se și desumflă foarte repede și nu am întâlnit până acum nicio problemă deosebită. Deci pacientul nu Adică, de pleacă acasă obicei, a cu... doua zi post...
A doua zi postoperator este desumflat semnificativ. Nu complet, dar desumflat semnificativ. Deci nu pleacă cu genunchiul în pungă, să zicem așa. Genunchiul arată bine, normal. Serul fiziologic se resoarbe, deci pacientul pleacă în condiții optime. Este până avem la o urmă întrebare. Înlocusare. Exact. Serul fiziologic, adică. Exact. Avem o întrebare din partea pacientei Magdalena, din partea urmăritoare Magdalena. Bună seara! Scoaterea unei bucăți de menisc crește riscul de artroză ulterior? Am să-i răspund în felul următor. Riscul de artroză depinde iarăși de activitatea fizică, de efortul care îl facem postoperator. Depinde de asemenea de tipul de leziune, de cât de mult s-a scos din menisc, de zona în care există leziune. Oricum, în condițiile în care scoatem o bucată mai mare de menisc, atunci riscurile apariției unei degradări a cartilajului în zona în care meniscul nu mai protejează este crescut. În timp intraoperator încercăm întotdeauna să limităm pe cât putem excizia meniscului, dar în același timp să scoatem suficient ca să nu rămână o leziune restantă, pacientul să rămână cu dureri și leziunea să se mărească ulterior. Deci, ca și concluzie, dacă excizia este minoră și într-o zonă în care nu avem solicitare, riscul de artroză este aproape nul. Mai avem o întrebare, de fapt nu este o întrebare. Dacă pot să fac un mic comentariu vis-a-vis de întrebarea pacientei. Scoaterea meniscului alterează puțin el, într-adevăr, modul de transmitere al forțelor pe genunchi. Dezvoltarea unei artroze ulterioare scoaterii meniscului e o discuție care se purta mai sau se poartă mai frecvent vis-a-vis de tipurile de intervenții care se făceau cu ceva timp înainte, adică să le spunem deschise. Intervenții care scoteau cam aproape tot meniscul. Și e cumva o regulă că la distanță de ani de la intervenția respectivă apar niște leziuni de cartilaj, adică de artroză. Artroscopia, în schimb, ne permite să fim mult mai puțin agresivi cu vis-a-vis de menisc. Deci tehnicile actuale practic au îmbunătățit foarte mult intervenția și mai ales condiția de după operație. Am crezut că mai avem o întrebare, dar de fapt este un mesaj din partea Elenei. Bună seara și mulțumiri medicilor care m-au tratat, doctorul Mihaileșcu și doctorul Ionuț Cristea, precum și domnului Corneliu Filimon, care a fost lângă mine pe tot parcursul recuperării. Mai avem încă un mesaj din partea urmăritoarei Irina. Bună seara, felicitări! Blocajul genunchiului din cauza unei leziuni de menisc se poate rezolva fără operație? Ce zice Ionuț? Ca metodă temporară de a încerca să ameliorez durerea pacientului, se poate încerca, adică în momentul consultației, se poate încerca de așa zisă deblocarea genunchiului. E cumva impredictibilă dacă reușește sau nu. Și faptul că reușesc să deblochez genunchiul nu e plăcută. Da? Nu este nicio operație fără anestezie, dar nu este nici foarte plăcută. Și chiar dacă reușesc să-l deblochezi, cu foarte mare probabilitate se va rebloca ulterior într-un moment impredictibil. Adică ar cam trebui făcută o operație de obicei rezonanță magnetică. Deci deblocarea este doar o soluție de moment pentru a reduce durerea pacientului, dar cel mai probabil în condițiile în care a ajuns la blocaj meniscal se va ajunge la intervenție chirurgicală. Nu? Eu zic că da. Pentru că probabil este o leziune întoartă de coș. Ok. Un alt mesaj din partea urmăritoarei Elena.
Kinetoterapeutul Corneliu Filimon este un profesionist desăvârșit. Aici văd că este un mesaj apreciativ pentru colegul meu, din punctul meu de vedere, foarte adaptativ și empatic. Eu am avut o patologie diferită de cea care este astăzi în discuție, dar dificilă din cauza faptului că am început cu întârziere recuperarea față de momentul traumatismului. Dar chiar și în aceste condiții, kinetoterapia aplicată de domnul Cornel m-a ajutat nesperat de mult și mi-a recuperat mobilitatea aproape 100%. Mulțumesc încă o dată. Este exact situația de care vorbeam, pe care am dezvoltat-o cu Cornel, și anume recuperarea începută tardiv, care nu întotdeauna se poate solda cu o recuperare 100%. Dar în situația pacientei dinainte, recuperarea, din fericire, a fost completă. Ionut, mai avem o întrebare din partea pacientului Marian. Bună seara! Am fost operat de menisc extern la genunchiul stâng acum 22 de ani, deci probabil că e vorba de o intervenție deschisă de menisc. De 7 ani, practic S-ar alergarea putea, cred. montană, cel mai probabil. De 7 ani, practic alergarea montană, maraton și ultramaraton. Uneori mai apar dureri surde, probabil că în timpul alergării. Ce îmi recomandați pentru întreținere? Proceduri de fizioterapie sau ceva medicație gen Triflex, Movial, Animal Flex? Menționez că până în prezent nu am folosit nimic altceva în afară de stretching, de exerciții de forță și de mobilitate. Ce poți să-i recomanzi în plus față de ce a făcut până acum pacientul nostru? Din câte înțeleg din formularea pacientului, uneori apar dureri surde, nu este un disconfort major. Sincer, nu i-aș sugera în momentul de față decât să facă o pregătire fizică adaptată activității respective. Dacă nu este foarte simptomatic, nu cred că trebuie să facă nimic în plus. Care a fost intervenția făcută în urmă cu 22 de ani? Greu de spus care este situația genunchiului anatomic în momentul de față, de văzut pe investigații, dar atâta timp cât nu acuză probleme deosebite, da, nu știu ce să zic. Ce investigație ai dat dacă s-ar prezenta la noi, la tine, la consultație? Care ar fi investigația Dacă s-ar care prezenta la explică consultație, lucrul ăsta? primul pas ar fi să vorbesc cu pacientul respectiv, să văd ce îl supără, să examinez genunchiul și de-abia după pașii ăștia doi rămâne de stabilit care ar fi prima investigație. Probabil printre investigațiile pe care ar trebui să le facă ar fi și rezonanța magnetică, dar e posibil și radiografie. Și dacă descoperim, fiindcă intervenția a fost acum 22 de ani, practică un sport cu efort mare, ne așteptăm probabil și la leziuni de cartilaj. Ce facem în condițiile în care pacientul are niște leziuni artrozice, niște leziuni de cartilaj moderate și în același timp o leziune de menisc apărută pe meniscul restant, meniscul care a rămas după posibila excizie de acum 22 de ani? Ce i-ai recomanda dacă avem un grad moderat de artroză și o leziune de menisc pe meniscul restant? Sunt cam multe variabile. Una, nu știm vârsta pacientului în momentul de față. Poate să aibă 45 de ani sau poate să aibă, nu știu, 60 de ani. A doua, dacă mai există sau nu mai există menisc pe zona respectivă. Cât ar fi de puțin sau de mult. Din punctul meu de vedere, cred că ar trebui să se ghideze vis-a-vis de vreun eventual tratament de acuzele de eventuală durere pe care o prezintă în momentul de față. În investigație se pot face multe, tratamente se pot face multe, de la tratamente banale de genul, adică banale însemnând fără niciun risc pentru pacient, de genul tratamentelor de recuperare medicală, fizioterapie, scurtă perioadă de medicație de calmare a durerii sau așa zise medicație de protejare a cartilajului Triflex Movial și mai sunt o groază, până la manevre mai invazive, și aici intră zisele infiltrații, adică niște injecții, până la manevrele foarte invazive, vorbim de intervenții operatorii.
E prea mare paleta de posibile variante de tratament și nu cred că ajung datele pe care le oferă pacientul în momentul discuției. Știu asta, dar te-am întrebat lucrul ăsta ca să le prezentăm pacienților cam cum analizăm un caz sau fiecare caz cu care ne confruntăm. Ținând cont de faptul că pacientul practică de 7 ani alergarea montană, nu cred că este o durere care să ducă la niște manevre imediate. Următorul mesaj din partea urmăritoarei Sanda. Vă rugăm, când veți considera de cuvință, să ne vorbiți despre infiltrații cu PRP, cu substanțe viscoelastice. În mod cert vom discuta și despre acest tip de tratament într-una din edițiile următoarei emisiuni din Culisele Ortopediei. Apoi, pacientul anterior despre care am discutat, Ionuț, revine cu un mesaj și spune are 44 de ani și, din câte știe, meniscul extern nu mai există deloc. Da, Ca o schimbă completare a puțin tel informațiilor pe discuția. Da, e o completare importantă. E un pacient tânăr la care cel puțin din câte declară nu prea mai există meniscul extern. Schimbă puțin tel discuția, chiar dacă nu doare foarte tare în momentul de față genunchiul, cred că ar fi bine să vină măcar la un consult. Am înțeles. În momentul în care se prezintă la tine, cam la ce te gândești? Ce te gândești ca variante de investigații Un și menisc de extern tratament? absent, un menisc extern absent și probabil ceva leziuni de cartilaj dacă intervenția are peste 20 de ani. Da, condiția care meniscul nu mai protejează zona de cartilaj, iar pacientul face un sport de performanță sau un sport de anduranță, atunci, mai mult ca sigur, sunt ceva leziuni. Trebuie să știm cât de mari sunt leziunile de cartilaj ca să luăm o decizie în ceea ce privește tratamentul ulterior. Un alt mesaj din partea urmăritoarei Adriana. Bună ziua, am 24 de ani și de 3 luni de zile am avut și de 3 luni de zile am avut o operație de menisc întoartă de coș. În paranteză, dacă am scris bine, am scris foarte bine. Am avut și genunchiul blocat, în care nu puteam călca deloc pe picior. După revenirea la normal și recuperarea necesară, se mai poate rupe din nou meniscul sau să apară complicații mai mari? Ce poți să ne spui despre asta, Ionuț? Să se rupă din nou meniscul se poate în circumstanțe probabil asemănătoare cum s-a rupt prima dată și complicații mai mari legate de meniscul operat, adică în afară de a se rerupe, nu. În afară că se mai pot rupe și alte structuri în interiorul genunchiului, da. Dar se poate rerupe. Probabil Adriana se referea dacă ruptura apare pe aceeași ruptură care a fost în trecut, adică se poate rerupe în momentul în care Nu. meniscul s-a reparat. Se poate rupe pe același traiect sau pe un traiect nou. Atâta timp cât se presupune că ar fi cusut. O leziune toartă de coș de obicei se pretează la sutură meniscală și să presupunem că e cusut meniscul respectiv, atâta timp cât pacientul are răbdare să depășească perioada de recuperare, care este puțin mai lungă la o sutură meniscală decât la scoaterea meniscului, la meniscectomie, adică, atâta timp cât pacientul are răbdare să depășească perioada de recuperare și reintră ulterior progresiv într-o activitate fizică mai susținută, nu cred că are un risc crescut sau mai crescut de a se rerupe decât era înainte de a-l rupe inițial. Urmăritorul bratul despre care am discutat cu absența meniscului extern ne dă încă un mesaj. Ne mulțumește mult pentru informații și ne comunică că atunci când se va termina partea de izolare din cauza COVID-19, va apela la ajutorul nostru. Mai avem o ultimă întrebare din partea Laurei. După cât timp de la operație se poate pleca acasă? După operația,
așa cum spuneam, este o operație de scurtă durată, o operație care nu presupune apariția unor complicații postoperatorii. Se poate pleca în anumite situații chiar și în acea zi, dar de obicei se rămâne o noapte în spital pentru supraveghere, pentru a fi sigur că 100% că pacientul pleacă acasă în cele mai bune condiții.